Așa. Aolo. Domne, suntem aici cu cetățeanul responsabil, prietena noastră, Ramona, diasporeză de o grămadă de ani deja, și discutăm și noi în general despre subiecte mai mult sau mai puțin discutate în zilele astea extrem de tulburate din România. Cum ar fi? Domne, vrem să ne spui în primul și în primul rând dacă ai fost la vot. Cinstit? Cinstit. Nu. Deci... Aș prefera să beau o sticlă de vin. Bun, asta este o părere foarte bună. Care este, spune-mi, un motiv pentru care nu te-ai dus la vot, dar un motiv plauzibil, nu un motiv de ăsta, am băut un vin. Un motiv pentru care nu te-ai dus la vot. Am fost plecat în excursie. Nu, un motiv am zis, nu... Că tu, de exemplu, ai fost la vot. Cealaltă cetățeană aici prezentă a fost la vot și a găsit timp să meargă la vot. De ce n-ai fost la vot? De ce minți? Când a fost la vot? Doamna a fost la vot. Eu am fost la prezidențiale. La prezidențiale mă refeream. Eu mă duc duminica viitoare. Deci pe 8 decembrie se votează. Pe 8 decembrie se votează. Bun, întrebarea mea este, te duci la vot pentru că simți că te reprezintă unul dintre candidați sau te duci la vot împinsă de valul popular? De valul popular. Indiferent. Ah, ok. Și cu cine o să votezi? În primul rând, cine sunt cei doi candidați? Ea lesbianca și... Așa? Care-i paharul? Și celălaltul... Care-i paharul? Fratele lui Putin. Asta e al meu? Fratele lui Putin. Și la el tot, da. Asta mă rog. Fratele lui Putin, noroc, Doamne ajută. Deci... Fratele lui Putin și lesbianca. Corect. De dar nu e lesbianul. Bine, în fine, iubește. De câți ani ești în Spania? 25. De curând ai fost în vacanță în România. Cum ți s-a părut? Extraordinar de frumos. Ce anume ți-a plăcut cel mai tare? Clima. România e... Ce anume ți-a plăcut? Deci ai în fost România? De curând în vacanță, da, în România. Ce te-a impresionat și ce te-a lăsat, ce te-a deziluzionat? Ce te-a dezamăgit? Deziluzionat nimic, pentru că deja știam, deci nu s-a schimbat nimic, de aproape nimic, aproape, foarte puțin s-a schimbat. Bine, prețurile s-au schimbat s-au mărit de 700.000 de euro. La modul că sunt mai mari ca aici, corect? Mult mai mari. Așa? 10 ori mai mari. Așa? Dar ca și idee nu am văzut nimic nou, adică nu m-a lăsat nimic impresionată. Aglomerat? 100%. Foarte aglomerat, foarte urât, foarte frig, foarte gri. Bine, asta e vremea, e anul timpul, dar da. Oamenii, cum ți se par? Ți se par așa, europeni? Ți se par... Nu. Ți se par români. Ți se par români, da, corect, da, corect. Ia zi, domnule, și tu părerea dumneata. Mergi la vot? Da. Când? De fiecare dată. Și cu cine? Pe 8 decembrie, acum cu cine votezi? La scol. De ce? Păi pe cine vrei să-l votezi? Pe Putin, junior? Adică, practic, votăm iarăși ceea ce se recomandă să nu facem de ani de zile, răul cel mai mic, nu? Este alegerea mea, că eu pe toți pe care i-am votat, ai zis că sunt niște proști. Adică? Când am votat cu paleologul, așa? Mi-ai zis că ce-a făcut prostul tău? A luat 5%, nici atât, 3%. Corect. Da? Când l-am votat pe Joana, așa? La fel, ce-a făcut prostul tău? A luat 3%. Corect. Și da? Acum cu cine votezi? Și acum votez, dacă am de ales între unul și altul, evident că votez pe la care îl consider eu spune, mai bun. Ca să pot spune și a treia oară, dar nu mai spun ce a făcut prostul tău, să zic ce a făcut proasta ta. Nu, că n-o să iasă mini Putin, n-o să iasă niciodată. Și dacă iese? Ești hotărâtă să renunți la cetățenia română? Nu, Doamne ferește. Niciodată. Ce treabă are cu prefectura? Păi a zis că vă mutați din România, nu vă place. Păi nu, n-ai înțeles. Eu deja m-am mutat din România, de cum să renunț eu la cetățenia mea, pentru că ai ieșit un președinte 4 ani. N-ar nimic, trece. Ci valul trece, nu e nimica. Dom'le, alb sau roșu vinul? Vinul este alb. Nu, ce îți place ție, alb sau roșu? Alb. Presupun simplu sau sec? Sec. Cum adică simplu sau sec? Pardon, sec sau șpriț? Șpriț, sec. Sec, bun. Dulce sau amar? Nu există vin amar. Taci, dom'le, că nu vorbeam de vin. Dulce sau amar? E amar. Dulce, deci mi-a... Sorat sau acru? Sărat. Adevărat. Ia zi, domnule, și tu. Vin alb sau vin roșu? Roșu. Dulce sau amar? Dulce, totdeauna. Sărat sau sec? Sărat sau sec? Sărat sau acru, pardon. Sărat. Am înțeles. Acru e trist.
Deci, după cum puteți vedea, avem parte cu două persoane care sunt aproximativ la fel. Aceleași gusturi, aceleași, așa? Și cu toate astea, votăm la fel. Și oltence. Ok. Apropo de chestia asta. Spune-mi, din punctul tău de vedere, care este diferența între olteni și moldoveni? Nu că eu aș fi moldovean și că tu ai fi oltean. Păi nu, dar ce vrei să zic? Oltenia, Eterna, Terra Nova, ce vrei să zic? Zi o diferență. La ce sunt buni oltenii? La orice. Și la ce sunt buni moldovenii? La nimic. Ia zi, domnule, și părerea ta. Diferență între olteni și moldoveni. La ce sunt buni oltenii? La aproape tot. Aproape tot. Bun. Și moldovenii? La șprițuială. Păi noi pe olteni ne-a trimis Dumnezeu pe pământul ăsta să fim cei mai buni, cei mai șmecheri, cei mai frumoși, cei mai. Și? Nu există nație ca olteni, nu, așa. Că nu, mai cum. Și pe moldoveni? Dar n-am ce treabă cu moldovenii, eu vorbesc de noi păi pe olteni. Păi da, bărbatul tău este moldoven. Nu, e jumate moldoven. Corect. Soțul dumneavoastră, fostul soț, de ce nație era, doamnă? Român. Oltean. Mă rog, de Oltean, surginte. Oltean. A, deci tot Oltean. N-ai nimerit. Am înțeles, da. Doamne, părerile sunt diferite în funcție de sex, așa că, Doamne, ajută.